Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cine v-a spus despre casele de aici? Cum ați aflat despre ele? Ce impresie v-au făcut prima dată când ați intrat aici? Am căutat pe net. Ideea era să ne mutăm împreună cu socrii, să putem avea grijă de ei, că sunt destul de în vârstă și avem și 3 câini. Și atunci era o grămadă de exigențe care trebuiau îndeplinite. Și după ce am căutat pe site case care corespund cerințelor noastre, am văzut mai multe amplasamente și în final ne-am decis pentru Good Afternoon Residence, zona asta unde erau apropiate condițiile oferite de ceea ce căutam noi. Ce vă place la casă și la ansamblu cel mai mult și la oamenii de aici, practic? Păi cred că e foarte bine subliniată ideea de locuire în felul în care este conceput apartamentul, mă rog, vila, în felul în care este concepută casa în întreg, cu spațiile pe care se circulă ușor, suprafețe mari, cu înălțime convenabilă, termic foarte bine izolate și în plus e curtea care oferă o trecere frumoasă între natură și interior. Și la ceilalți oameni de aici, ce vă place? La ceilalți vecini, vă cunoașteți deja? Da. Păi cunosc încă din faza în care se construia casa, pentru că am urmărit construcția de la fundație până la ultimele finisaje. Și, în primul rând, ne leagă ideea că suntem iubitori de câini. Cred că nu e om în cartierul ăsta care să nu aibă unul sau doi câini pe lângă casă. În plus, avem căile de acces rezolvate, există provisiunea să fie rezolvată și grădinița pentru cei peste 30 de copii care sunt în zonă, magazinele și, în perspectivă, ideea unei galerii de artă cu un cerc pentru copii de aici, pentru adulți, care să-și dezvolte personalitatea armonios. Am înțeles. Și cum a fost, practic, procesul de vânzare al casei? Cum a fost colaborarea cu oamenii? Asta a fost partea cea mai interesantă, pentru că după ce i-am contactat am văzut mai multe variante de case și am preferat Maya, care era cea mai apropiată de ceea ce ne doream noi. Și față de alte amplasamente, aici exista posibilitatea să te muți în momentul în care este gata, după ce ți-ai plătit avansul, înainte de a achita integral prețul casei. Noi ne-am și mutat în octombrie și am plătit abia în ianuarie toată povestea pentru casă și am devenit proprietar efectiv. Am înțeles. Deci sunteți foarte mulțumit și de colaborare. Era un termen de grație de asta care ne-a convenit. Am avut timp să ne vindem apartamentele pe care le aveam în București. E aproape într-un fel de firmă. Ne putem continua activitatea în București fără niciun fel de problemă și e bine. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere.